Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem într-un loc special, bineînțeles că așa v-am obișnuit, și suntem cu o persoană specială, suntem cu Gabriela Poiană. Și acum o să te rog să ne spui de ce tocmai cu tine, în sensul în care ești cea mai potrivită pentru a face o plimbare și pentru a arăta audienței de ce e bine să vin aici sau ce găsești aici. Bună! Salut! Nu știu cât de specială, sincer, dar potrivită, ca să vă explic ce se întâmplă prin parc și așa mai departe, cred că da. Am o experiență de aproape 5 ani în cadrul Asociației Parcul Natural Văcărești. Am lucrat alături de oamenii care și-au bătut capul timp de ani de zile ca locul ăsta să devină într-un final arie naturală protejată. Ulterior am avut și a fost și o perioadă în care noi ca asociație am administrat parcul. Și în toată perioada aceasta am desfășurat activități de educație, în principiu. Educație, comunicare către publicul larg, am vorbit tot timpul despre de ce este important să avem natura în oraș. Practic, rolul meu în echipă a fost acela de comunicator, dar m-am ocupat și de partea de programe educative și de tururi ghidate, care a fost una dintre părțile mele favorite din lucrul în parc. Ok, super! Iar noi astăzi vrem să arătăm și celor care nu cunosc foarte bine sau poate chiar deloc parcul, ce găsesc oamenii aici în parc? Ce găsește turistul? De ce să vină aici? Nu? Wow, are atât de multe motive să vină aici încât nici nu știu de unde să încep. Să încep cu istoria, să încep cu prezentul. Păi să începe cu istoria, okay. Să zicem puțin în prezent faptul, da, că practic sunt două intrări mari. Corect, nu? Corect. Noi, da, suntem la una dintre ele, este intrarea de la Smita Gardens. Da, de pe calea Văcărești. Exact. Este intrarea poate cea mai cunoscută datorită blocurilor, acestor blocuri, care fac parte și din logo-ul parcului. Da. Iată-le. Pe care le poți vedea, logo-ul e compus din aceste blocuri și din umbra unei egrete, practic. Este logo-ul Parcului Natural Văcărești pentru că el reprezintă îmbinarea dintre om urban și natură. Ai păsări migratoare care vin tocmai din Africa la 5 minute de mers pe jos de la metrou, ceea ce e destul de interesant că poți vedea aici mai bine de jumătate din speciile de păsări care trăiesc în delta Dunării, de exemplu. Exact, da. Și multe altele. Bun. Deci asta e una dintre intrări. Exact. Mai este una în... dinspre cartierul Berceni. Ok. De intrarea de la Săvinești, așa îi spune. La fel de accesibilă cumva ca și aceasta, dar puțin mai cunoscută din cauza faptului că, de exemplu, atunci când aveam tururi ghidate și oamenii ne știu și mulți dintre bucureșteni știu parcul pentru că au fost la tururile noastre ghidate sau încă vin. Majoritatea tururilor cei drept începeau de aici. Deci, okay, am vorbit mult despre zona asta și atunci oamenii o știu destul de bine. Okay. Dar parcul este vizitabil, e vizitabil în orice moment, din orice punct, deși încurajarea e să intrați pe aici sau pe partea cealaltă, pentru că e cel mai simplu, pur și simplu. Este și o rampă pentru biciclete și atunci e accesibil să țopăi peste digul ăsta de beton. Ok, păi hai să vedem. Da. Hai. Doar ce am coborât, avem și digul în spate, se poate vedea, nu? Da? Pe aici am coborât și acum, da, ne introduci un pic în istorie. Partea asta, de ce digul ăsta e important? Pentru că el practic vorbește despre istoria locului, de ce Văcăreștiul este ceea ce este acum. Practic, ca să sumarizez, așa să spun, esența ceea ce urmează să auziți, este faptul că Parcul Natural Văcărești este un rezultat foarte fericit al unei serii de decizii inginerești și nu numai foarte nefericite. Adică motivul pentru care proiectul ăsta, ca fiind lac de acumulare Văcărești, așa cum intenționa Ceaușescu să devină, a eșuat și a ajuns ceea ce este acum, este pentru că n-a avut cea mai fericită echipă de muncitori cu care să ducă proiectul la bun sfârșit. Ok. Și atunci, ca să-ți faci o idee, ceea ce vezi acum aici ar fi trebuit să fie ceea ce este lacul Mori. Pentru că Văcăreștiul a fost gândit să fie fratele lacului Mori, să zic așa. Parte din sistemul de... Vino tu pe aici. Așa, ca să mergem o dată cu tine. Așa. Deci Văcăreștiul a fost gândit să fie parte din sistemul de apărare al Bucureștiului împotriva inundațiilor. Okay. El ar fi trebuit să fie un lac de acumulare. Practic, înainte ca aici să fie ceva ever, adică locuințe, cum au ajuns să fie ulterior, era o mlaștină. Și cumva asta e interesant să vezi cum natura revine la
își reia ciclul și cumva tinde să se ducă tot acolo. Da. Era o mlaștină, după care Bucureștiul ca oraș s-a extins și au ajuns să locuiască oameni pe aici. Era un cartier mărginaș, dar un cartier plin de căsuțe, de grădini ale oamenilor. Trăiau aici vreo câteva sute de familii. Prin 88 a apărut ideea asta de a... Aveam și închisoarea Văcărești undeva. Da, exact, exact, exact. Da. Ajung imediat și la asta, pentru că se leagă lucrurile. Da. După ce au terminat lacul Mori, prin, nu mai știu, 85, au trecut la partea asta, de a lucra la Văcărești. Lucrurile s-au întâmplat foarte repede, astfel încât oamenii de aici au fost expropriați cumva peste noapte, digul și toate lucrurile s-au întâmplat undeva la limita legalității pe atunci. Okay. Oamenii au fost nevoiți să plece, au avut puțin timp la dispoziție, li s-a zis că trebuie să evacuați pentru că aici va avea loc o mare lucrare de hidrotehnică și așa mai departe, au plecat. Au început să dărâme, practic sunt fotografii pe net în care poți să vezi că fundul era nivelat și nu mai era nimic aici, tot a fost dragat și era doar pământ. Au făcut chestia asta, după care s-au apucat să construiască digul acesta, care era menit să țină apa, că era parte din lucrarea de care ziceam. Da. După ce au dat drumul la apă, după ce au mai avut un fail anterior, au încercat să aducă apă din, de pe râul Argeș și au dat seama că nu se poate, orică e prea scump, și au zis, bine, hai să luăm apă din Dâmbovița, care era de la început aici. Teoretic am fi putut să luăm apă din Dâmbovița, dar înțeleg că ar fi fost prea scump să pompeze apă. Într-un final au făcut chestia asta. Okay. Când s-au apucat să pompeze apa și digul se umplea, pe măsură ce lacul se umplea, apa ajungea să iasă din lac pe partea cealaltă către serele din Popești la Ordeni. Ok. Către Vitan, să zicem așa, nu? Exact, chiar okay. Acolo. Ok. Bun, acum trebuie să o luăm puțin pe lângă copac. Da. Chiar mai există și obstacole. Asta e natura. Da, exact. Bună ziua. Bună ziua. Bun. Bun. Îți ziceam că apa a intrat în lac și apoi a și ieșit pe partea cealaltă, pentru că digul a fost construit pe repede înainte, cu materiale proaste, insuficiente. Am înțeles că se mai și fura pe vremea aia de pe șantier. Chiar am avut un podcast la un moment dat cu un domn inginer care a lucrat la lucrarea de amenajare a lacului și ne povestea chestia asta, că plecau muncitorii cu... Știi, cu ustensilele, cu materialele acasă și atunci, dacă n-ai avut suficient material, digul nu poate fi impermeabil, simplu. Și nu a fost. Legat de podcast, unde pot găsi toate aceste podcasturi? Că știu că e foarte multe. E pe un YouTube. Canal de YouTube, da. Care se numește... Pe canalul Asociației Parcul Natural Văcărești. Ok, acolo sunt foarte multe podcasturi. Da, sunt destul de multe. Legat de Delta Văcărești. Da, pe multe. Și pe subiecte conexe. Ok. Cât să vorbești doar despre Văcărești. Da, exact. Da. Oricum, Văcărești e așa un subiect care naște multe alte subiecte, pe lângă de la sănătate, la sport. Revenind la chestia asta, cumva ideea e că acel moment s-a întâmplat să aibă loc în 89. Deci în momentul în care oricum comunismul a picat și atunci un proiect care era gestionat de regimul comunist și așa mai departe, a picat și el, dat fiind că era un fail. Din fericire, cumva, pentru muncitor, probabil că nimeni n-a pățit nimic, în sensul în care n-au fost trași la răspundere, pentru că asta ar fi fost nasol, dacă s-ar fi întâmplat. Pe atunci, failul ăsta, catastrofic și o mulțime de bani, investiții, adică probabil s-ar fi lăsat foarte nasol pentru cei care au lucrat aici. Pentru că regimul juridic al locului era foarte vag și dificil și lucrarea în sine a început într-un, cum zic, s-a fondat pe un substrat semi-ilegal, atunci locul ăsta n-a fost de interes prea mare. El pur și simplu a rămas în paragină. Ok. A intrat în părăsire, practic, din acel moment. Exact. Ce se întâmplă cu un loc în care nimeni nu mai face nimic, activitatea antropică e minimă, se întâmplă... Iată, vine natura. Exact. Ce vedem noi aici. Da. Vine natura, au crescut arbori, majoritatea sunt specii de arbori locale, uite cum sunt nucii, care sunt o specie protejată. Da. Și multe alte specii. Printre ele se numără și specii care existau deja în grădinile oamenilor care au fost relocați. Okay. Deci, practic, semințele, rădăcinile au rămas în pământ și apoi, după ceva timp, au început să crească.
odată cu arborii și cu plantele, pentru că n-au fost chiar așa mulți arbori de la început, fiindcă era zonă umedă aici. Da. Rămăsese ceva mlăștinos, mai rămăsese niște apă de la... din apa care a fost pompată din Dâmbovița rămăsese aici. Undeva pe aici sunt și niște izvoare subterane și atunci cumva apa băltea, a crescut foarte mult stuf, deci s-a creat așa un ecosistem de deltă, impropriu spus. Și așa a ajuns să fie numită și delta dintre blocuri. Da. Pentru că ea nu este o deltă. Din punct de vedere ecologic, Văcăreștiul nu poate să fie o deltă, e o zonă umedă. Da. Din păcate, din ce în ce mai puțin umedă, din cauza secetei. Da. Da, și în această zonă umedă au început să vină păsări, animale, insecte. Povestesc așa, ca și cum ar fi arca lui Noe și toate au venit odată. Evident că nu. Au venit pe rând. Exact, s-a format un ecosistem. Da, da, da. S-a format un ecosistem destul de complex pentru un ecosistem format pe ceva antropic. Și așa, exact, printre blocuri. Da, care are capacitatea de a se autosusține. O capacitate destul de bună, doar că la un moment dat, cum ziceam, problema asta a lipsei precipitațiilor se manifestă. Și poate dacă ai văzut fotografii cu Văcăreștiul de acum 5, 7, 10 ani, poate și chiar și de acum 3 ani, remarci faptul că e mult mai puțin apă decât era pe atunci. Deci, da. Asta e dinamica ecologică a unui ecosistem. Da. Ceea ce înseamnă că dacă... Deși există un râu natural pe undeva. Asta ziceam, că sunt niște izvoare subterane care au menținut aceste lacuri pe care o să le vedem, care acum sunt mult mai mici. Okay. Și când am fost ultima oară pe aici, râul ăsta, de fapt, este un... Pânza freatică fiind la suprafață, s-a format un fel de izvor, noi așa îi zicem. Poate e impropriu spus izvor, acum abia dacă mai... picură, sau așa era când am venit eu de curând. Să vedem acum, o să ajungem împreună acolo, să vedem dacă vedem. Izvorul mai izvorăște, de fapt. Da. Da, pe lângă asta, lacurile de aici sunt conectate și cu Dâmbovița. Practic așa au putut să ajungă peștii din Dâmbovița. Ok. Știi, păsările zboară, vidra merge, ele, dar da, te gândești, pești, de unde sunt pești? Cum au ajuns peștii acolo, da. Da, exact. Vulpea la fel, mă rog, vulpea a venit. N-a venit pe apă. Am auzit dacă e și o vulpe. Sau, mă rog, poate aveți mai multe, nu? Da, evident. Nu cred că trăiește singură. Nu, da. N-are nu cred că îi place. Da. Da. Da, sunt vulpi. Și asta e fascinant, că poți să ieși la o plimbare prin oraș, cum ziceam, la câteva minute de metrou și s-ar putea să dai de o vidră. Mici șanse totuși să vezi că fuge. Dar o vulpe, o mulțime de specii de păsări, de insecte. Pentru că putem spune că aceasta fiind o alee mai principală, există și câteva alei secundare sau, mă rog, niște alei micuțe pe care poți să te aventurezi, care ești mai aventurier și poți ajunge în niște zone mai retrase și poate acolo găsești niște animăluțe bine ascunse. Da, da, da. Secretul e în primul rând să taci. Da. Deci noi nu o să vedem mare noi lucru. Noi nu vedem. Acum, cumva, nu o să vedem mare lucru. De ce? Și pentru că suntem într-un anumit moment al anului, în noiembrie. Păsările deja au plecat. Teoretic, șerpii, broaștele au intrat deja la hibernat. Practic, nu știu, cu vremea asta e destul de dificil, broască fiind, să-ți zici intru acum sau intru mâine la hibernat. Da. Nu știu. Totuși e răcoare. Eu cred că au intrat. Da. Da. Dar, în principiu, asta e secretul când mergi în natură, nu doar în Văcărești. Dacă vrei să vezi ceva spectaculos, dacă vrei să vezi ursul în pădure, ești tăcut. Pentru că se simte pașii, țestoasa, îți simte vibrațiile. Pe poteca asta de care ziceai, este fosta stradă Glădiței. Deci e strada pe care oamenii așteptau tramvaiul acum 40 de ani, pentru că pe aici, chiar paralel cu strada și undeva chiar se văd niște șanțuri, era o linie de tramvai. Tramvai al cărui capăt e puțin mai, cred că nici un kilometru mai în față. Da. Da, o să ne intersectăm la un dat cu o altă stradă principală. Revenim puțin la închisoarea Văcărești, care cred că era puțin prinsă, nu, în delta de astăzi. Da, închisoarea Văcărești este exact unde este San Plața acum. Da, da. Nu e neapărat prinsă, San Plața e pe dig, dar, adică, mă gândesc cumva. Asta e un insight personal, să știi acum. Da. Mă gândesc la faptul că lacul de acumulare s-ar fi putut să fie construit și menținând în continuare
Mănăstirea Văcărești. În același timp era o mulțime de conflicte între religie și politică la vremea respectivă și ea practic își pierduse calitatea de mănăstire de mult, încă de când a venit regimul comunist. Da. Comunist. Pentru că știi că ea probabil știa avea niște era remarcabilă la nivelul Europei, devenise era singura mănăstire bibliotecă din estul Europei și atât de mare și atât de deosebită ca stil arhitectural și mai departe. Dar după ce a venit regimul comunist, ea s-a transformat în închisoare. Da. Și toate picturile alea și tot ce avea mai de valoare erau scrijelite. Efectiv, la un moment dat a fost dărâmată sub pretextul ăsta că era necesar pentru lucrările de amenajare a Văcăreștiului. Aici, eu personal cel puțin, cred că e... A fost un motiv... E debatable. Ok, ok, da. Ok. Da. E interesantă și povestea mănăstirii sau închisorii, dar da. Poate... O să găsim pe cineva cu care o să stăm de vorbă. Ar fi mai, foarte fain, mult da. Mai în detaliu, da, da, că ar da. Fi interesant. Un istoric cu siguranță mm-hmm. vă poate ajuta cu, da. Pe subiect. Ok. Bun. În acele blocuri, din câte știu, aveți și un observator. Undeva pe sus, pe la un etaj... Am avut un observator, avut. Da. Mai am avut un observator, chiar cum te uiți așa, la ultimul etaj. Okay. Se vedea foarte fain, veneau copii, erau sute de copii, ce sute mii de copii care veneau într-un an. Interesant. Grupuri de copii veneau acolo, le dădeam binocluri, le arătam microscoape, fotografii, picturi, animale, mă rog, nu animale vii, imagini cu animale, ca să se aștepte să le vadă și aici. În realitate, sau cel puțin să se aștepte să le audă, să le perceapă cumva. Acum lucrurile s-au schimbat puțin din punct okay. de vedere organizatoric. Nu mai există acel observator. Okay. Okay. Dar în continuare poate în parc... la un moment dat... Da, e un potențial imens al locului. Okay. Dar în parc în continuare vin grupuri de copii care sunt ghidați inclusiv de colegii mei de la Asociația Parcului Natural Văcărești, inclusiv de... angajații administrației actuale a okay. parcului, ceea ce aduce un plus imens pentru educație. Da. Mai ales în perioada de săptămână altfel, școala da, verde, da. Sistemul educațional din România nu a fost pregătit să vină peste chestia asta. Ideea de activități în natură sau care vizează cumva subiecte ce țin de natură, mulți profesori chiar nu au alternativă, nu știu ce să facă și atunci să iei un grup de copii, să-i aduci în Văcărești și să ai pe cineva care le vorbește foarte frumos despre natură e un lucru care poate să-i schimbe pe viață felul în care un copil se raportează la natură mai departe. Poate să număresc ce zic, dar poate că pentru unul din 10 chiar se produce o schimbare da. Din aia. Adică noi vedeam chestia asta pe fețele lor și pe reacții. Sunt copii, sunt foarte sinceri. Adică atunci când ceva li se pare wow, se exprimă zic, și da. Vezi. Da. Da. Frumos. Foarte. După doar cât câțiva pași, practic, am ajuns în dreptul unui foișor și o să mergem da. Să-l și vedem. Exact. Aveți și niște panouri de informare, le-am văzut și pe parcursul drumului. Ăsta mm-hmm. e un panou mai vechi, din câte observ, dar aveți da. Și unele mai noi. Da, informația e destul de actuală oricum, nu s-a schimbat okay. atât de multe lucruri, în afară de administrația parcului. Unele panouri sunt puse de colegii mei din asociație. De mult, unele panouri au fost schimbate și puse de către administrație. De-aia o să vezi diferențele de design. Și ok, ok. Da, informația e credibilă. Bine. Iată o alee foarte interesantă care duce către acest foișor. Poți să-ți închipui că foișorul ăsta pe care urmează să-l vedem, căruia noi îi zicem hide, pentru că te poți ascunde aici ca să vezi păsările. În da. 2017, când a fost construit, aici mergeai doar așa pe pietre pentru că era inundat tot. Ah, ok. Practic, el a fost gândit ca o construcție la nivelul apei. Era chiar la nivelul luciului apei. Ok. Și în timp, ce ziceam, din cauza lipsei precipitațiilor, nu mai este lacul până aici. Deci lacul era, începea aproape din potecă de unde am intrat. Ok. Și aici erau dita mai lacurile unde puteai să vezi foarte multe animale. Am văzut o vidră odată aici. A fost un moment așa de wow. Este wow, da. Da, pentru că nu te aștepți, sunt animale foarte greu de văzut și e chiar un moment deosebit când vezi un animal sălbatic în mediul lui. Nu da. Ești la zoo, totuși. Da. Da, acum putem vedea o întindere de stuf. Da, pentru că ar fi trebuit să vedem apă. Da, exact, din păcate. Da. Da, aici chiar a dispărut, cred că, complet lacul. Dar în
chiar în inima stufului, când venisem aici de curând, mai spre vară, așa, când încă mai băltea puțin apa, erau păsări care acolo au găsit un loc perfect pentru cuibărit. Era retras, nimeni nu ajunge până acolo, că nu te gândești că ar fi ceva dincolo de stuf. Da. Și era un loc numai bun. Acum, nu știu, dar nu cred că mai e nimic. Ok. Poate la primăvară. Aici era tot timpul o țestoasă, veneam. Știi, era o combinație mișto. Era o țestoasă lângă care stătea o egretă albă, mare, tot timpul. Erau ele acolo pe țeava asta ruginită pe care o vezi. Da. Da, nu-i prea bine. Acum, eu am mai fost între timp, de-a lungul timpului, de-a lungul anilor, am mai fost aici în parc, în Delta. Și parcă văd așa o schimbare. Acum, cred că are legătură cu organizarea sau organizatorul sau cel care se ocupă de mentenanța parcului. Pentru că, sau mă rog, mai multe informații poate îmi dai tu, mai știu și poate ne spui și despre voluntari care s-au ocupat și au făcut aceste foișoare. Dar spune-ne puțin câteva lucruri și despre cei care dețin acum parcul, să zic așa. De deținut, propriu zis, nu îl deține nimeni pentru că este proprietate publică, asta e clar. Da. El este acum, uite, partea asta am ratat-o după ce am spus istoria parcului, parcul este acum arie naturală protejată. Este singura arie naturală protejată din București. Ceea ce e foarte interesant, pentru că nu e niciun parc urban clasic, cum e Tineretului, Cismigiu și orice alt parc, dar nu e chiar ca un parc național, o pădure falnică cu munți și așa mai departe. Deci e undeva între categorii legislative, să zic așa, deși el se încadrează în, pe legislație în OUG 57, ca arie naturală protejată. La ce îți povesteam mai devreme despre ce a fost și ce a ajuns să fie, după ce, știi, se observa foarte clar faptul că zona asta a devenit o oază de natură, a captat atenția unor oameni care s-au gândit că locul ăsta ar putea să fie mai mult decât un maidan, așa cum era perceput în conștiința colectivă, pentru că zona asta nu era cea mai bine famată zonă. Știi, era Văcărești, era locul ăla de care fugi, nu treci pe aici noaptea, seara, nici atât. Dacă poți să eviți zona asta, o eviți. În fine, ușor, ușor, percepția oamenilor s-a schimbat foarte mult. Da. Dar ca percepția lor să se schimbe a fost un întreg proces, așa că o echipă, colegii mei de la, din Asociația Parcului Natural Văcărești, înainte să fie asociație oficial, când au descoperit zona asta și s-au îndrăgostit cumva de aici, de potențialul ei și au văzut cât de mare, cât de bogată e biodiversitatea, o echipă formată dintr-un fotograf profesionist, un specialist în conservarea biodiversității, un expert în peșteri și patrimoniu natural și un alt coleg cu experiență la Salvați Dunărea și Delta, s-au gândit, ok, ce putem să facem ca să protejăm locul ăsta, ca în viitor să ne putem bucura de aceleași beneficii pe care ni le aduce natura. Da. Așa că au început această campanie, această mișcare de a declara zona asta arie protejată. Proces care a durat vreo 4 ani și ceva. Nu o să intru în prea multe detalii, a fost cu suișuri și coborâșuri, deloc ușor. Dacă zic că a durat 4 ani și ceva, poți să-ți închipui că n-a fost deloc ușor. Pentru că a depins de persoanele care erau pe atunci la conducere. Conducerea se schimba, procesul trebuia luat de la început. Da. Petiții internaționale, instituții, IUCN internaționale care au venit aici, au constatat valoarea locului. Într-un final, în 2016, el a devenit oficial, prin hotărâre de guvern, arie naturală protejată. Și este, cum ziceam, singurul parc natural urban din București. Da. Asta înseamnă că are niște reguli puțin diferite de regulile altui parc pe care îl vizitezi. De exemplu, nu este încurajat fumatul. Dacă într-un parc normal poți fuma, că n-ai nicio problemă cu chestia asta, aici fumatul este interzis prin regulament. De ce? Pentru că e periculos. E plin de stuf, uscat. Și nu de puține ori i-a luat foc. Exact. De foarte multe ori s-a întâmplat chestia asta. Da.
mai ales în sezoanele secetoase, bineînțeles. Și tu mă întrebai cine se ocupă în prezent de administrarea locului. După ce parcul a fost desemnat arie naturală urbană, aceeași asociație care l-a declarat, care a reușit să-l declare, a devenit și administratorul oficial al parcului, timp de 2 ani. La un moment dat s-a schimbat legislația într-un mod extraordinar de nefericit pentru toată România și toată societatea civilă, pentru că ONG-urile au fost excluse de la administrarea oricărei arii naturale, de orice tip, parc național, parc urban, nu contează, lucru care ne-a afectat foarte mult pe partea asta de protecție a naturii și de management. Așa că noi, ca asociație, zic noi pentru că și eu făceam parte atunci, la vremea aia, nu am mai putut fi administratori. În același timp, parcul nu avea un administrator. Nimeni nu îl administra. A fost într-un vid legislativ, timp în care noi am continuat să ne îngrijim de el, aveam o echipă foarte mare de voluntari care patrulau zona, chiar dacă nu aveam nicio responsabilitate, nici noi nu aveam. Dar când muncești atât de mult la... Simțeai nevoia să faci asta, da, normal. Că bă, ai pus suflet. Da, nu e vorba doar de suflet, e vorba efectiv de beneficiile pe care parcul le aduce comunității. Adică sunt 84 de hectare de spațiu verde și de luciu de apă, ceea ce înseamnă matematic un metru pătrat de spațiu verde pentru fiecare bucureștean. Da. E foarte mult. Da. Acum probabil că suntem și mai mulți, că cifrele astea sunt raportate la penultimul recensământ. Acum, îți dai seama, suntem mai mulți, avem nevoie de și mai mult spațiu verde ca să putem să mai respirăm în Bucureștiul ăsta poluat. Da. Da, așa că în prezent, Parcul Natural Văcărești este administrat de o entitate a Primăriei Municipiului București. Asociația Parcul Natural Văcărești. Nu, pardon, administrația. Se face confuzia asta. Ok, tot cu a începe. Da, exact. Bine, am înțeles. Sunt niște povești interesante ale celor care s-au implicat, voluntarii care au lucrat și au făcut, au pus umărul la aceste foișoare. Sunt niște materiale pe YouTube, cred, și sunt foarte interesante. Oameni cu dorință și în care și-au pus, au pus umărul la treabă. Mm-hmm. Și e de admirat. Mm-hmm. Da, în mare parte echipa de voluntari cu care obișnuiam să lucrăm atunci când aveam o altă relație cumva cu parcul și când și eu lucram în asociație, sunt oameni care au venit benevol către noi. N-am căutat, n-am făcut un efort către a găsi voluntari. Erau asta oameni, e foarte interesant. Exact. Da. Erau oameni care deja veneau în Văcărești. Erau oameni care știau Văcărești mult mai bine decât mine. Oameni care au crescut aici, care se jucau aici de când erau grădini cu... case cu grădini și ne povesteau ei nouă cum era Văcăreștiul pe vremuri. Adică s-a creat așa o relație foarte mișto între, și în comunitatea propriu-zisă, oameni care locuiesc pe acolo, prin zona cealaltă, pe la intrarea de la Sovinești, oameni de aici și oameni de prin militare, adică oameni care făceau o oră jumate ca să ajungă la o acțiune de strâns gunoaie din parc. Iată, da. Da, tot respectul. Da. Mai știu eu cel puțin că la un moment dat, de când a devenit zona asta mai sălbatică, au mai fost câțiva locuitori. Da, au fost. Da, a fost o... Știi probabil de filmul Acasă. Da, cu familia de romi. Da, familia, da? Familia lui Gică. Da. Familia Enache. Ok. Am scăpat numele de familie. Deci e și un documentar, da. Da, e un documentar... al unei familii care a stat și a locuit aici, da. Exact, ei au locuit aici ani de zile, pentru că chiar dacă nimic oficial, să zic așa, nu se întâmpla aici, da, erau oameni fără adăpost care și improvizaseră locuințe aici, era un loc primitor pentru ei și poate salvarea lor. Mulți plecaseră din alte sate de pe lângă București și trăiau aici din diverse, reciclat, fiare vechi, ars cauciucuri și extras cupru. Doar că atunci când zona a obținut statutul ăsta de arie naturală protejată, au trebuit să evacueze, au trebuit să fie evacuați. Mm-hmm. Da, cu, evident, cu toată părerea de rău. Erau oameni care, de asemenea, cunoșteau locul. Cunoșteau locul, da. Și chiar mai puteau avea și grijă uneori. Da. Dar, aici, mă rog, nu? Aici e cu duș întors. Pentru că de multe ori și partea asta cu incendiile și cu gunoaiele era... Știi, era un cerc vicios și, în primul rând, era vorba și de siguranța vizitatorilor. Adică, oricum, ăsta e regulamentul specificat prin legislație. Într-o arie naturală protejată, nu ai voie să ai genul ăsta de
amenajări, mai ales da. În anumite zone de protecție. Așa că din 2016 oamenii fără adăpost nu mai locuiesc okay. în parc, nu da. Mai poți întâlni da. Cum era pe atunci. Iată aici, în spate, avem un foișor. Da. Uite, poți să te întorci, da? Observator pentru păsări. Da. De obicei sunt și păsări. Da, într-adevăr, sunt, acum sunt. Uitându-mă la acest lac, da, îl văd mai secat. Vezi, da. Da. Era, de câte mi-aduc aminte, era aproape până aici, da, la margine. Da, era aproape de foișor. Da. A, uite și insulița asta care, ea a început să se vadă, știi, gradual ne-am dat seama că nivelul lacului scade considerabil pentru că nu se vedea, insula, pur da. Și simplu. Da, și acum e o dita mai insula acolo, în mijlocul lacului. Da. Bine, acum păsările sunt și la culcare, cele care au rămas aici și nu sunt în Africa departe. Deci e interesant dacă vii dimineață de vreme. Da, aici. Da. Nu neapărat de vreme, dar până pe la ora asta, când deja la crepuscul încep să se bage la culcare. Da. Mie îmi place să zic ca iubitor de natură că nu există un moment nepotrivit. Știi, poate că sună clișeic pentru unii. Părerea mea este că nu există un moment nepotrivit când să ieși în natură. Ok, poate plouă și e mai nasol că te uzi. Poate nu vrei dar să vii chiar cum plouă torențial. Dar e o experiență până la urmă și asta, dacă ești, ai o pelerină da. Și... Dar trecând peste asta, orice moment e cumva are farmecul lui în natură. Adică dimineața la răsărit e ceva incredibil când orașul încă nu se aude, dar poți să auzi toate păsările. Da. E o mare gălăgie. Da. După aia, pe parcursul zilei, când sunt tot așa alte momente, te întâlnești cu alte animale efectiv. Adică fiecare moment e marcat de alte specii, alte peisaje cumva, pentru că și lumina bate într-un alt fel. Și atunci... E fain și când e super gălăgie, pentru că se împerechează păsările și sunt toate foarte gălăgioase, dar și cum e acum, când vezi, nu se aude nimic decât puțin orașul de aici, de pe Dâmbovița. Da. Și două păsări care da, încă nu s-au culcat. Da, aici, în dreapta, undeva la mine, da. Da, păsări de câmpie. Urcăm? Hai, să vedem peisajul de sus. Da, și ca și tot așa foișor de observare, observare, știu că da. Mai aveți două. Da, mai sunt două. De aici, din acest punct, undeva e unul în dreapta și unul mai în capăt, mai în față, pe stânga. Unul chiar se vede, nu știu se dacă vede, poți da? Să-l prinzi cu camera, e cumva, e dincolo de pulcul ăsta de salci, cel mai des din față. Ok. Nu are acoperiș, în fine... E oricum foarte fain, adică recomand observarea și de acolo, chiar dacă nu se vede de aici. Cumva fiecare foișor are, sau fiecare punct are personalitatea lui. Parcul se simte altfel, acolo, de exemplu, nu se aude trafic aproape deloc. Da. Pentru că e mult mai departe de orice bulevard. E o altă atmosferă, cumva. Da. De obicei, pe lacul ăsta... Poate nu la ora asta și poate nu în momentul ăsta în care zic din nou că păsările migrează, poți să vezi o diversitate de specii destul de mare, de la egrete, de la cormorani mici și mari care pescuiesc și apoi se întind cu penele la soare ca să se usuce, rațe, 4 specii de rațe, 2 specii de pescăruși, pescărușul răzător și pescărușul cu picioare galbene. Lebăda, bineînțeles, clasica lebădă, da. Dar totuși aici. Diferența între lebăda din Iore și lebăda de aici, știi care e? Nu știu. Că nu o hrănim cu pâine pe asta. Da. Bine ar fi să nu o hrănim nici pe cealaltă cu pâine. Probabil oricum aceeași lebădă care pleacă de aici, se duce acolo și stă pe unde îi place mai mult. Ideea e că facem de foarte multe ori, ai văzut probabil chestia asta, oamenii super fericiți să dea pâine la păsări. Păsările mănâncă, da. Tu ești fericit că ai făcut un bine undeva, dar lor le face foarte rău, da. Da. Chiar le face rău la oase, la un moment dat ajung să nu își mai poată dezvolta aripile și nu mai pot zbura. Da. Și cumva se sedentarizează și pot să aibă probleme de sănătate. Așa că aici, asta este una dintre regulile de vizitare a parcului, nu e permis să dai de mâncare animalelor. Sunt în sălbăticie, adică vulpea nu vrea sandwich-ul tău. Da. Serios, poate să vâneze lebăda la fel, mănâncă alge, peștișori, e super fericită, da. Fără pâine.
Da, nu trebuie intervenit în ecosistem. Da. Că ajungem în extrema ursului de pe Transfăgărășan și da, intri în Văcăreș și sar vulpile pe tine să le dai da, de mâncare. Da. Și doar atât. Uită să mai vâneze. Da, mă rog, da, da. E mai greu să uite, dar... N-au nevoie. Nu... Da. Uh-huh. Și bineînțeles, les liniște. Da. Oamenii sunt foarte speriați, cumva, așa, unul dintre miturile privind natura de care ne loveam noi la Văcărești. Și e normal să fie așa. Mă amuză, dar e normal pentru că orășenii cumva și-au pierdut destul de mult contactul ăsta cu natura. Este frica de șarpe și de broască. Ok. Nu intru în Văcărești că-s șerpi. Mă mănâncă șerpii. Mă mănâncă broaștele. Fac râie, nu știu ce. Bine, acum s-a mai estompat chestia asta pentru că a fost, s-a vorbit foarte mult despre Văcărești. Adică mă surprinde că ajung să fiu, nu știu, într-un bar undeva random și să aud oameni: ai auzit despre blocul ăla Văcărești? Nu știu cum, hai să mergem. Chiar asta e o încântare foarte mare, că se vorbește, adică a devenit un subiect foarte răspândit și da, comun. Prin autobuz, aud oameni vorbind de Văcărești, e ceva foarte tare. Da. Da, și era frica asta, știu, auzeam constant la tururi ghidate: doamna, doamna, dar sunt șerpi, sunt broaște, ce facem dacă vedem o broască? Păi, dacă reușim să o prindem... Sunt și șerpi, sunt și broaște. Sunt șerpi și broaște, slavă Domnului că da, sunt. Șerpii sunt micuți. Parcă am văzut că sunt micuți. Pot depăși un metru și ceva, dar în Văcărești sunt două specii de șerpi, șarpe de casă și șarpe de apă. Niciunul dintre ei nu este veninos. Ei nu știu să muște, practic. Sunt niște șerpi care își, cum zic, își omoară prada prin sugrumare. Da. Oricum, n-au nicio treabă cu omul. Trebuie să fii foarte norocos să-l vezi, să reușești deci, să-l mai degrabă observi. Să fii norocos ca să-l vezi. Exact. Da. Asta e abordarea. Și la fel și cu broaștele. Și era așa un moment foarte mișto. Cel mai delicios moment de la tururile ghidate. Unul dintre colegi, biologul Vlad Cioflec, avea partitricul lui, așa, la tururile cu copii. De obicei, dacă reușea să prindă o broască sau un șarpe înainte de tur și o ținea undeva, ori într-un buzunar, puțin timp, bineînțeles, cât o lua de colo până acolo, și la finalul turului le arăta copiilor, scotea broasca sau șarpele și cu toți erau întâi țipau, era un sunet în ăla de scârbă. Și după aia Vlad le explica faptul că, hei, nu vă face nimic, de fapt este super inofensivă. Uite, eu pot chiar să o și pup. Chestia asta era cel mai tare lucru și copiii când vedeau chestia asta, faptul că pune mâna pe broască, o pupă, mă rog, o pupă, se preface. În fine, ai înțeles ideea. E un gest de apropiere care dovedește faptul că nu te îmbolnăvești și că animalul ăsta chiar nu îți face niciun rău. Și în momentul ăla se schimba așa, instantaneu, cumva, abordarea, știi, înțelegerea copiilor față de natură. Chestia asta e fascinantă. Adică de la un copil care poate ar vrea să dea cu piatra în cap unei broaște, pentru că știe el de la bunica că face râie și că ia negi, la un copil care înțelege că poate chiar să pună mâna pe ea, dacă nu o deranjează prea tare, și că nu pățește nimic. Poate să o ia, să studieze, să vadă ce frumoși au broaștele. Mi se par superbi ochii broaștelor. Dacă aveți ocazia să priviți o broască în ochi, okay. Uite, nu știam să faceți. Da, au niște culori foarte, foarte mișto. Faptul că fizic Parcul Natural Văcărești reprezintă clar un mare, mare avantaj pentru bucureșteni, pentru că practic reduce poluarea și are efectele astea fizice de microclimat pe care sunt cuantificabile, mi se pare că e foarte important să luăm în calcul faptul că Parcul Natural Văcărești este important ca și concept. Pentru că, da, este o zonă naturală care s-a înființat aici în București, dar ce efect a stârnit această zonă naturală sau tot procesul ăsta de advocacy, de comunicare pe tema naturii?
A fost o chestie foarte mișto, pentru că după ce s-a oficializat toată treaba asta, am început să primim o mulțime de mesaje de la oameni din toată țara care ne ziceau chestii de genul: am găsit o zonă cu natură la mine în oraș, are 100 de metri sau okay, are 100 de hectare sau este malul râului nu știu care. Okay. Ce pot să fac? Vreau și eu să fac cum ați făcut voi la Văcărești. Care sunt pașii? Cum aș putea să ajung acolo? Și ăsta a fost un lucru care ne-a rămas așa în spatele capului. Întotdeauna ne motiva și ne entuziasma să vedem genul ăsta de atitudine proactivă din partea oamenilor de peste tot, inclusiv a oamenilor din București care găseau diverse zone. Iar când a venit momentul propice, ne-am dat seama că ar fi bine să facem un proiect, având chestia asta ca element central. Cum am putea să multiplicăm Văcăreștiul în București, dar și în țară. Ce asta ar însemna e interesant, chestia asta? Da. Pentru că, ok, pentru București, pentru România a fost o chestiune de pionierat, să avem o arie naturală urbană. Dar în multe alte orașe din lumea asta, din Europa, vest, centru, deja dacă ne ducem în est, lucrurile sunt puțin mai șubrede. Uite, Praga, de exemplu, are 88 de arii naturale urbane. Deci 88 de Văcărești. Da. Mai mici, mai mari, normal. Și multe, multe alte exemple. Berlin și multe alte orașe, nu neapărat capitale. E, ideea e că am luat interesul ăsta al oamenilor și trendul internațional de a aduce natura în oraș sau de a conserva natura care deja există în oraș și am transformat-o într-un proiect care acum devine, lucrurile devin din ce în ce mai reale, în sensul în care există inițiative concrete și demersuri pentru alte zone din București, pentru a deveni protejate, la fel cum este și Văcăreștiul. Foarte tare. E vorba despre pădurea Băneasa, pe care o știm, o iubim și o îndrăgim cu toții, care nu este protejată în momentul ăsta, sau nu când, cât ar când trebui. Când spui pădurea Băneasa, mă gândesc la festivaluri acolo. Ah, uite, tocmai. Da. Festivalurile sunt super mișto. Mm-hmm. Dar știi, e un loc unde ar trebui să putem ține festivaluri și un loc unde ar trebui să putem veni să ne bucurăm de liniște, să mâncăm o măceașă, o măceșă din sălbăticie, liniștiți. Da, și alți astfel de zone similare din București și malurile lacului Colentina, râului Colentina. Da. Și astfel de inițiative au loc și în țară, în marile orașe. În Cluj, deja, Parcul Est devine tot mai aproape de a deveni arie protejată, urbană. În Timișoara, în Iași, în Arad, în Oradea, în Piatra Neamț. Deci, practic, Văcăreștiul a avut efectiv efectul de bulgăre de zăpadă și nu exagerez deloc când zic chestia asta. A stârnit un trend. S-a creat o mișcare în jurul lui și acum organic ea crește și devine realitate. Chiar o lege care favorizează înființarea de arii naturale urbane este pe cale de a fi adoptată în Parlament. Foarte tare! Felicitări vouă! Că datorită vouă a pornit treaba asta. Da, dar și cu mult interes din partea oamenilor și voluntarilor de care spuneai. Da. Adică a fost receptat foarte bine de români, de pretutindeni, ideea asta de natură, de liniște, de sălbăticie în oraș. Da. Proiectul ăsta de care vorbesc acum, Rețeaua pentru Natură Urbană, este un proiect în valoare de 200.000 de euro. Preț de 2 ani. Chiar dacă pare mult, 200.000 de euro a însemnat extrem de puțin pentru nevoile pe care o rețea de genul ăsta le are ca să înființeze genul ăsta de locuri, să le declare protejate și să le ofere oamenilor, că nu e vorba doar despre a le pune un gard așa și de a le pune pe o lege, gata, acum este protejat. E nevoie de o mulțime de lucruri, infrastructură de vizitare, ca să poți să vii, să te plimbi, pază, ca oamenii să se simtă în siguranță. Apropo de pază, tocmai a trecut paza pe lângă noi, ceea ce era cineva mi-a acolo, plăcut să văd asta, da. Da, 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 te simți bine, te simți, te simți bine când da. Vezi. Da. E, uite, de genul ăsta de chestie, că sunt investiții pe care, da, e important să ai voluntari, dar voluntarii nu pot să acopere și nici nu ar trebui să acopere genul ăsta de chestii. Sunt lucruri care se pot face din bugetul public, dacă el ar fi gestionat corespunzător, și lucruri care se pot face în parteneriate public-private, companii care doresc să adere la genul ăsta de mișcări. Da. Exact. Și de o parte și de cealaltă. Exact. Donațiile oamenilor care iar și ele contează și voluntariatul care clar ar trebui să fie să facem mai mult voluntariat. Da.
Până una alta, e bine că avem această deltă și ne bucurăm de ea așa cum este. Și este bine. Este bine. Mie îmi place foarte mult. Nu stau nici foarte, foarte departe de zona aceasta și pot să zic că mi-am petrecut pandemia în delta. Ah, ne-am văzut pe aici, înseamnă. Da, probabil. A fost un moment foarte prielnic să mă liniștesc și să trec peste perioada aia. Da. Să ai așa ceva aproape e... Da. Îți salvează... Te menține sănătos psihic, într-o mare măsură. Deja începem să auzim și păsările. Da. Păsările de câmpie. Și dacă zic bine, scuze-mă, cred că râul era un pic mai în față, pe dreapta. Da, exact, acolo, izvorul. Pe izvorul, da. Izvorul. Aș vrea să zic pot să-l aud, dar da. Nu, din păcate, nu pentru că probabil chiar mă aștept să nu mai picure, pentru că n-a mai plouat de mult. E noiembrie și în București a plouat alaltă ieri și cam atât. Da. Nu, avem o secetă foarte, foarte mare. Hai grijă. Uite aici. Am văzut că este zona prielnică și pentru bicicliști, așa de mountain bike, de... Da. Am văzut câțiva bicicliști care dau câteva ture pe aici. Deci aici ar fi fost sau este? Este, există, dar... Probabil că... Că de auzit nu se aude. Da, e la un nivel foarte jos și atunci nu poate să acopere nevoia pe care vă creștul are. Pentru că, de altfel, aici ar fi fost toată zona asta inundată, nu ar fi fost tuf, păsări, broaște, țestoase. Da. Aici era un loc pentru țestoase foarte bun. Dar țestoasele trăiesc în continuare... în zona celorlalte lacuri care încă mai există. Da. Își depun ouăle, se mulțesc aici. Nu, de aici. Lacuri de aici. Nu? Da, de aici mă refer. Da. Pentru că în alte lacuri, din alte parcuri, e problema asta a speciilor invazive. Țestoasa de Florida, poate știi că oamenii și-o cumpără din pet shop, își dau seama că a crescut, e și mare. Și vin și-o duc în parcuri. Nu mai place, da. Și eliberează, iar țestoasa aceea de Florida e foarte competitivă cu țestoasa noastră, care e mult mai... sensibilă, să zic așa, vulnerabilă. Și cea de Florida, pe lângă faptul că o poate îmbolnăvi, transmite paraziți, concurează pe resurse, pur și simplu.